Salut, sunt Cosmin de pe Photoshop Tutorial. iar în tutorialul de astăzi de Photoshop veți învăța cum să creați acest efect de light stroke folosim pentulul și câteva opțiuni de layer style. Ca să ajungeți la așa ceva, o luăm mai întâi, o să luăm o poză, închidem asta. No. Resurse, luăm poza asta, al lui Eminem. Ok, background-ul așa, faceți un new layer. Și dați click pe pentul sau p. Asigurați-vă că aveți aici selectat pets și cum, ar, cum merge pets mai întâi. Hai să vă explic cum merge pets -ul. Dați un click, se formează punctul de referință. Mergeți unde vreți să dați click a doua oară, dați click, se formează o linie dreaptă. Observați. Dacă vreți să faceți o linie curbă, pur și simplu dați click și țineți apăsat și trageți. Astfel... Trecând cu mouse ul puteți să obțineți o curbă și așa mai departe, vă apar niște linii de vectori. Și puteți să închideți când închideți, apare acea, acea, acel cerculeț și ați format o formă. Ați creat o formă, dar nu neapărat, puteți să lăsați și forma deschisă. O să dăm control al Z până la început dăm new layer și vrem să creăm un stroke în jurul lui Eminem. Pentru asta o să începem din punctul de referință din cap, am pus punctul, mergem aici în apropierea capului, click și tragem, până ni se pare că arată bine. Mergem mai jos și tragem așa. Și tragem cât ni se pare că ar arăta bine. Încercăm să merge pe contur ca să arate cât mai ok. Așa, de clic click pe conturul lui. Să apară frumos. Așa. 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 Și s-a dus așa. Și putem să ducem să se ducă și mai jos, cam așa ceva. Ok, ați făcut chestia asta. Vedeți că aveți un traseu, un pet. Mergeți aici la pet, aveți work path ul dați mai întâi selectați brașul, selectați un braș de, să zicem, de 20, un braș din asta, cu hardness-ul îl setați la 27, 25, să zicem. greșit. Brush cu cu ul la 25 și size-ul la 20. Așa, dați F5 ca să vi apară setările brașului și asigurați-vă că aveți Shape Dynamics selectat. Apăsați F5 din nou ca să se închidă, click dreapta pe Workpad, Stroke Pad, aveți braș și Simulate Pressure. Trebuie să aveți neapărat selectată Simulate Pressure. Ok. Și v-a apărut chestia asta. Dați delete la workpad, mergeți la layers din nou și aveți acest, acest, această dungă care simulează și, presi, și presiunea brașului. Dar arată aiure așa, pentru că ca și când ar fi pusă peste. Dacă vrem să apară ca 3D, trebuie să facem una pe din afară, una pe dinăuntru. O lăsăm pe prima pe din afară și cu zoom-ul și cu eraser-ul. pe din afară, a doua pe dinăuntru. Și pur și simplu cu eraserul ștergem. Pentru că am lucrat pe leere. Asta e cel mai important, să lucrați pe un layer nou ca să ștergeți numai selecția și nu și imaginea. Pe de sus pe din afară. Pe de sub. Așa pe din afară, pe de puteți să o faceți și mai, uh, și mai groasă și mai subțire. Așa. Pe de sub, pe de deasupra. Puteți să îi scădeți opacitatea un pic să vedeți cum vine imaginea. Ca să ștergeți bine. Vedeți cam așa. După să nu uitați să o dați înapoi. Pe de sus, pe din afară și pe de, de sub. Așa. Ați creat acest efect. Acum măriți opacitatea de nou la 100%. Și puteți să aveți, de aici aveți două opțiuni. Ori puteți să lăsați tot stroke o singură culoare. Caz în care dați click dreapta, blending options, vă apare layer style -ul. Mergeți la Outer Glow. La Outer Glow setați culoarea pe care o vreți. Hai să setăm un albastru de data asta. Ok. Iar la Spread 7%, iar Size să zicem 59. 59 de pixeli. Ok. Și v-a apărut acest light stroke de o singură culoare. Puteți să selectați filul, să fie deloc, de exemplu, și să apară ca așa ceva. Sau puteți să lăsați filul mare și o să apară așa. Puteți de asemenea să faceți acest light stroke, să îi puneți altă culoare cu color overlay sau gradient overlay. Să faceți un stroke care nu v-aș propune să faceți chestia asta, un drop shadow, dar nu arată bine. Oricum, Gradient overlay ar arăta foarte bine. Ok, sau aveți altă opțiune. Altă opțiune, control alt Z, ca să rămânem așa. Puteți să faceți uh, diferite porțiuni de alte culori. Pentru asta, având layer 1 selectat, layer de referință, selectați Rectangular Marquee Tool și selectați prima porțiune pe care o vreți să o aveți într-o culoare. Click dreapta, layer via cut și aveți layer 2. Dublu click pe layer 2, va apărut Blending Options, Outer Glow, selectați Outer Glow, să faceți un gradient, să zicem, selectați roșu, spread-ul de 7, size-ul de 59, ok, și aveți prima porțiune până aici. Țineți minte unde ați rămas, mă rog, dacă dați X, rămâneți aici. Mergeți din nou pe layer 1, selectând, selectați a doua parte pe care vreți să o aveți, click dreapta Layer Via Cut, Mergeți la layer 2, click dreapta, copy layer style, mergeți la layer 3, paste layer style și va apărut aceeași culoare. Dublu click, ca să nu mai stați să faceți acele setări, outer glow, selectați doar culoarea. Culoarea să facem un gradient, o facem un mov roz, rozomovisme din astea. Ok, ați făcut așa și vedeți că se continuă. Mergeți din nou la layer 1, selectați și următoarea parte, layer via cat. Clic dreapta, paste layer style. Puteți să lăsați să se ducă din nou în roșu sau puteți să-i faceți să se ducă în albastru. Să se ducă în albastru, uite așa, ok. Și aveți o tranziție de culori. Puteți să faceți în foarte multe culori și layerul 1 deja nu mai există. Puteți să-i dați delete, chiar ca să nu vă încurce. Și astfel aveți trei porțiuni. Asta, asta și asta. Așa. Cam asta e tutorialul pe ziua de astăzi, așa se face efectul ăsta, e un efect foarte mișto, mai ales dacă vreți să faceți poster unui DJ, de exemplu, la DJ merge foarte bine la strocurile astea, pe mine nu prea merge, dar e o poză de referință în care să vă explic acest efect. Nu uitați să dați subscribe, like și favorite. Ne auzim la un nou tutorial pe Photoshop nu uitați să dați like pe Facebook și follow pe Twitter. Aștept comentariile voastre, părerile și sugestiile voastre pe comments jos sau pe channel comments. Sunt Cosmin, salut!